No bun de salutare troll și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas. Data trecută nici nu mai știu ce am făcut, că n-am mai filmat de mult. Am avut misiunile alea cu Big Smoke și am terminat și cu el cu ocazia asta. Acum mai am misiuni la OG și la Caesar. Bun, hai să mergem spre eu, un drum cam lung, dar asta e. Din păcate nu prea mai am muniție pentru SMG, mai am doar atâta la Uzi. Că aveam, mai pe tot am terminat tot un cea cu rușii, dar nu e niciun bai. Ok, stai să fii atent. Hai că n-am zgâriat deloc mașina până acum, e bine. Poate o aduc și, poate o duc și eu pe acolo, până acolo întreagă. De fiecare dată când zic, da, ce ziceam, de fiecare dată când zic hai că duc mașina întreagă acolo, fix atunci o bușesc. Na, acum am bușit și cu poliția, acum mă iau și ăștia firar, ai drept. Ești drept acolo, că nu mă prins tu pe mine. Până ajung eu la Burger Shot acolo, stai și termină urmărirea. Hai, dă-te fă din potecă. Păi să cum fac. Cred că o să cumpăr casa asta de aici, că am bani. Da, nu o cumpăr în episodul ăsta, cred că în următorul. Mă rog, dacă am mai multe misiuni aici. Ia, hai că i-am luat, am luat stâlpii ăștia în bot. Îi luăm și pe ăștia mov în bot. Mai vine un milițian după mine, dar sincer, mă piși pe el. Oprim acilea. Să mă... Dă-te bă jos. Hai să vedem ce misiune avem. Ăsta spală WC-uri. Să mă duc la nu știu cine naiba o fiesta. Mad Dog Mansion, nu știu ce e aia Mansion. În fine, hai să mergem acolo. Cred că o să fie un drum lung, dar niciun bai. Măcar am mașina asta care e cât de cât rapidă. Deși miliția pe care am bușit-o mai devreme, cred. Deci pe acelea o luăm frumos la stânga. Manevre evazive printre stâlpi. Sincer, vă spun lucru, dacă v-ați simțit vreodată inutil, gândiți-vă la semafoare în GTA. Nimeni nu se rupă ele. Hai că am luat pe ăsta în bot. Ia. Ce drum lung pe aici. Îți vine să ții elicopter doar ca să ajungi mai repede. Au, și trebuie să învăț și eu să folosesc elicopterul și avionul. Ia, cred că pe aici trebuie să merg. Cum dracu vine? N-am luat-o bine. E deasupra. Și am luat-o pe dedesubt. Ok, pe unde se urcă pe aici? Bă, dar pe unde naiba urcă acolo? Uite pe aici. Sau nici pe aici nu-i bine. Aha, uite aici un drum. Hai că merg așa, mă piși pe aia de mașină. Hai să intrăm în casa lui ăsta. Trebuie să-l tai neapărat cu cuțitul. Bun, hai că mi-am stricat și armura. Ok, deci trebuie să mă furișez pe aici. Mi-am și stricat armura. Hai să te îngâtu. Hai că vine un bulangiu. Stai, trebuie să mă ascund în întuneric. Bun, i-am luat și lui ăsta gâtul. Pe aici nu-i pe aici? Ah, pe aici.
Direct tablouri cu pornografie. Dacă îmi tăia gâtul ăsta. Asta se joacă la un monitor care nici măcar nu este aprins. Și mai unul pe undeva pe sus sau după peretele ăsta. Aici? A, uite-l. Tu-s gâtul mătii. Hai că măcar am luat actele astea. Hai că-i vin bodyguardii, nu-i bine. Hai să folosim din astea, da? Mai întâi să terminăm și cu shotgun-ul ăsta. Îl am de la prima misiune. Uite și aici niște de-asta. Nici nu știu pe unde trebuie să ies. Pe aici. Nici nu pot să fug în casa lui ăsta. Mordă-te, drecu. Pe aici am venit, deci. Hai să folosim ăsta. Ok, hai că ăsta e mort. Hai să ies de aici. Ia, aici e ieșirea, hai că aici e ieșirea. Ok. You need to take Rainbow back to OG. Hai da cu bicicleta. Ouch. Urăți bicicletele și motocicletele și scutele și asta e în San Andreas. Pur și simplu, dacă te bușești, ai căzut de pe ea. Nu e ca la mașină. Bine, chestia că mașina face boom mai ușor, dar asta e altă parte. Ok. Hai, trebuie să merg la OG și e cam departe. Madame Marele Mafiot OG este spălător de veciul la Burger Shot. Frumos. Îți curăț oare câți bani mi-au dat pentru misiunea asta? Uite și de-aștia de-ai mei, de pe Grove Street. Aici ce e cimitirul, da, cimitirul e. Ok, deci fix singurul stâlp din fața mea, pa, l-am luat. Cine a pus stâlpul în fața mea? Uhu, hai că am zărit peste mașina aia. Cum am luat-o pe aia. Bun, hai că sta aproape. Deci asta a fost misiunea. Hai că mai fac un atol la bulangiu ăsta. Hey, excuse me. Local around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah,
Our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Ok, mai mergem o dată la bulangerul de Mad Dog, se pare. Bă, dar rablă mai mașina asta. Da, nici eu nu mă las. Așa ușor, adică intru în toți, nici nu pun frână sau ceva. Ok, hai că măcar curbele cât de cât bine. Mamă, ce scoate taxiuri aici? Nici un București nu state. Și miliția. Sună telefon, da. A răspuns la el? Da, a răspuns. Good looking. I'm gonna see if I can catch up with him. Hey, what the fuck are you playing at? Deci trebuie să mor când mașina lui ăsta. Așa am tras în ea. Frumos. The car's dungeon, go to get it. Ah, s-o duc la reparat, frumos. Unde la acile? Sper să nu-mi ia mulți bani că o repar. Stai, bă, unde o bag acilea sau? Cred că aici. Ok. Hai să vedem câți bani e. Sau e gratis? Era frumos să fie gratis. Hai că e doar $100. Ups. Și acum unde... Acum să fiu atent să nu obușesc. Deci trebuie să conduc foarte atent. Ma... Fix la cel mai neserios joc de mine pe canal. Mă joc cu cea mai mare seriozitate în acest moment. În fine, hai că e aproape. Park the car. Stai un pic. Ia mă, nu-i parcată, bine. Hai că e. Congratulations on your award. You must be thrilled. Deci aici vine nu știu ce cântăreți. Deci trebuie să merg după bulangiul ăla. Să mă mențin cu mașinile astea. Keep frosty, guys. Ok, unde n-ai băst? Mamă, câți bodyguards are ăsta. L-am luat. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Ce țipă asta? Nu o să mă prindeți, fraierilor. Bă, ce dracu țipă asta, zici că o violează în cur. Unlock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard.
Iar începe asta să țipe. Bă, ce dracu țipă asta așa? Hai că aici trebuie să ies. În apă cu voi. Ok, hai că am făcut misiunea asta. Bun, hai că îl pun și pe CG să mai note o leacă. Vă și o să not cu ocazia asta. Și cam asta a fost și acest episod. Cred că a ajuns cât am filmat. Eu sper v-a plăcut. Vechea poveste, dați cât un cap în gură butonul sub videoclip. Și cam atât a fost. Hai că îl pun pe CG să note cu dildo în mână. Așa că, ciao les!